Eveniment artistic la sala Palatului. Ansamblul de balet pe gheață din Sankt Petersburg revine pe 17 ianuarie 2016 pe scena sălii Palatului pentru a aduce în fața spectatorilor faimosul balet pe gheață Spărgătorul de Nuci. Atmosfera magică va fi întreținută de grația patinatorilor ruși care promit un show de zile mari. Majoritatea patinatorilor actuali provin din perechile de patinatori care au câștigat concursuri naționale și internaționale. Mulți dintre aceștia provin de la faimoase școli de patinaj artistic din Rusia. În timp, corpul de balet a fost completat și de alte figuri proeminente ale lumii patinajului artistic. Perechea Ludmila Belusova și Oleg Protopopov, ce au în palmares titluri europene, mondiale și olimpice, Alexei Ulanov, campion olimpic, mondial și european, sau Ludmila Smirnova, laureată la numeroase campionate olimpice, mondiale și europene. Aceștia sunt doar câțiva dintre cei care, de-a lungul anilor, au dat strălucire spectacolelor baletului pe gheață din Sankt Petersburg. În prezent, numai puțin de 20 de balerini din cadrul ansamblului dețin titlul de maestru al sporturilor în Rusia pentru victoriile reputate în competiții naționale și internaționale de patinaj artistic.